alimentație publică cu program de noapte a discotecilor din mediul rural, precum și pentru prevenirea evenimentelor rutiere. La această acțiune au participat lucrători de la 42 de poliții comunale și posturi de poliție și lucrători din cadrul birourilor de poliție rurală. Cu această ocazie au fost verificate și filtrele instituite în localitățile Teaca și Lechința, precum și modul de respectare a graficului de patrulare la posturile de poliție Galații Bistriței, Teaca, Lechința, Matei, Chiochiș și Nușeni. Alcoolul la volan provoacă din ce în ce mai multe accidente rutiere. Doar la acest sfârșit de săptămână, polițiștii bistrițeni au identificat 6 șoferi în stare de ebrietate. În acest sfârșit de săptămână, polițiștii din cadrul compartimentului poliției rutiere au avut de-a face cu 6 șoferi aflați în stare de ebrietate. 3 dintre aceștia au fost implicați în accidente soldate, din fericire doar cu pagube materiale și răniri ușoare. Nici femeile nu fac excepție în astfel de cazuri. În acest weekend, polițiștii de la rutieră au depistat mai multe cazuri de conducători auto care au consumat băuturi alcoolice. Astfel, în data de 31 iulie 2009, la ora 7:50, a fost depistată Adriana Raveca, M din Bistrița, care conducea un autoturism la intrarea în incinta Spitalului Județean și care, din cauza neatenției, a accidentat o altă persoană. Testată cu aparatul etilotest, a rezultat faptul că avea o alcoolemie de 0,63 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat și, drept urmare, i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii îi sfătuiesc pe șofer să nu mai consume băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Poliția rutieră vă recomandă, stimați șoferi, să aveți grijă cum circulați pe drumurile publice din județ și mai ales în această perioadă să nu consumați băuturi alcoolice. Astfel puteți preveni sau stă în puterea dumneavoastră să preveniți astfel accidentele de circulație care au drept cauză consumul de băuturi alcoolice. Aproximativ 900 de misiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere și aproape 500 dintre ele duse la îndeplinire. De asta au avut parte jandarmii Inspectoratului Județean de Jandarmi Bistrița-Năsăud în primul semestru al acestui an. Mandatele de aducere au fost emise de organe judiciare sau instanțe de judecată. Judecătoria Bistrița, Tribunalul Bistrița-Năsăud, parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, Judecătoria Năsăud, Judecătoria Dej, Judecătoria Cluj-Napoca, Judecătoria Iași și Judecătoria Târgu Mureș. Una din activitățile mai puțin mediatizate pe care le execută jandarmii în fiecare zi o reprezintă cea a executării mandatelor de aducere. Doar în primele 6 luni ale anului 2009, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud au executat aproape 850 misiuni pentru punere în aplicare a acestor mandate de aducere emise de către organele judiciare. Un număr de 467 mandate au fost duse la îndeplinire prin prezentarea persoanelor în cauză în fața organelor care au emis mandatele, iar 381 mandate au fost îndeplinite prin neprezentarea persoanei din motive obiective, consemnate prin procese verbale conform procedurilor. Comparativ cu semestrul întâi al anului 2008, se observă o creștere a numărului mandatelor de aducere trimise spre executarea inspectoratului. Mâine începe Gala Rockului Bistrițean. Din păcate, organizatorii nu sunt tocmai mulțumiți de ceea ce au putut realiza. În lipsă de fonduri, ei au dat bani din buzunar pentru ca totul să iasă așa cum își doresc. Primarul nu le dă bani, Centrul Cultural Municipal nici atât, însă determinarea și dorința îi împinge de la spate. Pun bani din buzunarele lor și apelează la prieteni, profesori și alte persoane apropiate pentru a reuși să-și creeze condiții de repetiție. Practic nu este nicio problemă. Problema este că n-am dispus nici în acest an de anumite fonduri pentru a putea face ceva mai de calitate. Deci Gala Rockului Bistrițean este o manifestare care se desfășoară de 4 ani în municipiul nostru, an de an, la începutul lunii august, pe care am inițiat-o în anul 2006 și care se perpetuează an de an și datorită greutăților care le avem, trebuie să ne descurcăm cum putem pentru a duce înainte și a ține steagul sus. Este un festival care promovează artiști locali de muzică alternativă, rock? Da, este un festival, de fapt o gală rock. Festivalul denotă cu mult mai multe, mai mare anvergură. Și în general promovează trupele bistrițene și nu ducem lipsă de tinere talente în Bistrița.
Trist este faptul că nu sunt susținute aceste trupe, sunt instrumentiști tineri, instrumentiști de valoare la ora actuală în Bistrița. Avem o școală de ghitariști chiar în Bistrița, care este coordonată și îndrumată de anumiți profesori, cum ar fi Copaciu, Sfechiș, Danila Bogdan, și care scot pe bandă rulantă tinere talente. Trist este, am spus, faptul că nu sunt susținuți. Nu au săl de repetiții, nu au... Nu au manifestări de gen. Singura manifestare care o facem de gen este aceasta mai mare în Bistrița. Din câte am înțeles, în anii trecuți, cu ocazia Galei Rockului, se acordau totuși ceva fonduri din partea primăriei sau a Centrului Cultural. De la primăria niciodată nu s-au primit bani pentru așa ceva. Am primit de la Consiliul Județean foarte puțini bani, care dacă noi nu mai aduceam sponsor, nu se putea ține această manifestare. Și totuși cine sponsorizează până la urmă? Păi, acum avem foarte puțin bani de la Consiliul Județean. Mi-e și rușine să spun suma care este alocată pentru asta. Și dăm noi din buzunarele noastre pentru a putea ține manifestarea. Gabi Cociș, organizatorul evenimentului, a declarat că în Bistrița avem talente tinere pe care e păcat să le pierdem din cauza lipsei banilor. Cei care fac parte din aceste trupe, care participă la gală, ce părere au, ce cred ei, cum ar trebui să le rezolvăm problema? Ei săraci, ce păreri să aibă? Ei vin și cântă, își fac treaba. Se bucură că totuși cineva cineva îi apreciază și cineva îi urcă pe scenă. Au fost și, păi vă spun, noi ca trupă cu state vechi de peste 30 de ani nici n-am fost invitat la zilele bistrițeanilor în acest an. Ce să mai spun? Da, și primarul chiar a declarat că dorește să promoveze... Primarul mi-a spus în felul următor că dacă vrem să ne afirmăm, noi ca trupă, pe noi, vreau să-i amintesc primarului că noi suntem promovați de vreo 30 de ani. Dacă și-aduce bine aminte, noi prin anul 84-85 eram difuzați foarte tare pe posturile de radio din România. Deci noi nu mai avem nevoie de afirmare. Ce să spun mai mult? Cea mai mare problemă este cu sonorizarea în manifestări de genul ăsta. Trebuie o anumită putere, fiindcă muzica asta trebuie să se cânte într-o forță. Ăsta este genul de muzică și astea sunt probleme tehnice. În acest an, împreună cu un entuziast al rock-ului, Roiban Simion, și cu mine, vom pune la dispoziție instalația noastră de sunet. Așa a fost în fiecare an? Da, bineînțeles. Da. Și, de ce nu s-a oferit de la Centrul Cultural Municipal sau de altundeva? Păi, echipament? Centrul Cultural Municipal are echipament, dar nu are de puterea care ne trebuie nouă. Bineînțeles că cred că am fi găsit înțelegere, dar nu avem nevoie de... Fiindcă eu am instalația mea de sunet, care este destul de competitivă. Și în ceea ce privește, nu știu, repetițiile elevilor, aveți o idee cam pe unde se desfășoară repetițiile, din moment ce nu au niciun loc asigurat de... Săraci, pe unde pot și ei. Pe unde pot. Nu știu, nu pot să vă dau detalii din punctul ăsta de vedere. Honest, oricum nu au un loc unde, acasă sau în alte zone, nu pot să faci o repetiție. Nu poți, n-ai cum să faci repetiții la în genul ăsta de muzică acasă. Nu ai cum, prin faptul că trebuie să denotă o anumită... Și excelează și sunt buni. Da, sunt buni, să știți. Și sunt foarte multe talente, pe vă spun. Sunt incredibili, poate nu o să creadă lumea. Sunt detalii naționale. La ora actuală, niște trupe de tineri care dacă ar avea o susținere, ar avea multe de spus. Eu îi susțin cu cât pot. Mai mult ce pot să fac pentru ei, nu știu. Să sperăm că totuși la a patra ediție, măcar aceste gale, cineva va deschide ochii și va lua Sper să audă cine aude auzit și de la anul să aibă mare grijă cum împart fondurile și banii publici, prin faptul că se vede, noi suntem un oraș și trebuie să se facă cultură urbană, nu rurală. Se alocă, din păcate, foarte mulți bani pentru folclorul. Eu n-am nimic împotriva folclorului, dar trebuie să se mai aloce bani și pentru alte manifestări de genul